domnilor și domnilor, distinși invitați, domnule ministru Orescu, domnule ambasador Noblu, domnule vicepreședinte, domnule consilier prezidențial, domnule profesor Dungaciu, domnilor și domnilor, distinsă audiență, sunt onorat să vă salut, sunt onorat să vă spun bun venit în această incintă, unde vom asista la un eveniment important, semnificativ pentru cultura românească, cultura amplu domeniu pe care nu-l definesc eu acum, ar fi prea complicat. Deci un eveniment editorial provocat și generat de Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, sub coordonarea, sub conducerea profesorului Dan Dungaciu. E vorba de Enciclopedia Geopolitică a Mării Negre. Deci la acest eveniment editorial participă, după cum vedeți, invitați distinși de mare relevanță, de mare amvergură intelectuală și politică și ideologică. Iată deci, în acest context, nu chiar, în acest context, o să rog și o să dau cuvântul unor mari personalități aici de față, care vor avea alocuțiuni vizând importanța și semnificația acestui demers, acestei apariții editoriale, acestui document istoric, ideologic, geografic, geopolitic, etc. Primul care o să-l rugăm să ia cuvântul este profesorul Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Ion Ice Brătianu, pe care îl rog să-și spună opinii, păreri și impresii după ce a publicat acest volum. Mulțumesc, domnule vicepreședinte al Academiei Române, mulțumesc pentru prezență. Sarcina mea este să deschid acest eveniment vorbind despre un volum care trebuie să legăm despre cuvânt că a apărut. Fizic este pe drum, ne-a anunțat chiar acum un sfert de oră că livrarea se amână pentru mâine. Deci din punctul acesta de vedere, încă o dată sper să ne credeți pe cuvânt sau să vă uitați pe rețele de socializare sau pe satul institutului. Mulțumesc în primul rând celor care sunt prezenți aici în acest panel. Mulțumesc celor care sunt prezenți și ne urmăresc. Trei lucruri aș vrea să spun foarte repede despre demersul nostru. Primul ține de institut, al doilea ține de volum și al treilea ține de, hai să spunem așa, ideea de proiect cultural. Încep cu institutul pentru că anul acesta s-a făcut 30 de ani de la înființarea Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Academiei Române. Când s-a înființat, nu era ceea ce este astăzi, avea o altă idee, dar de circa 10 ani acest institut încearcă să compenseze un deficit acut, aș spune eu, în spațiul publicistic cultural românesc, adică absența unor institute de relații internaționale, așa cum probabil n-ar fi fost rău să fie, cel puțin comparativ cu alte state din regiune. Este un institut de științe politice și relații internaționale care are mai puțin de 10 oameni în departamentul de relații internaționale, dar se străduiește să compenseze prin un activism și un tip de febrilitate care cred că a fost remarcată. Din 2017, pentru 100 de ani de la Unirea Românilor, a fost redefinit ca Ion Ice Brătianu de către Academia Română, un gest pentru care mulțumesc cu acest prilej. Deci Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Academiei Române Ion Ice Brătianu are astăzi 30 de ani și sper că tensiunea bună în care a funcționat în ultima perioadă să se mențină la aceeași cote. Mulțumesc pentru asta colegilor noștri, inclusiv colegilor de volum. Al doilea punct pe care vreau să-l ating este legat de volum. Volumul dedicat geopoliticii Mării Negre este primul care apare pe piața mondială. Din punctul acesta de vedere am avut și o surpriză să constatăm că editura urma
care preconiza să publice volumul în noiembrie, l-a publicat în septembrie, ceea ce e o performanță. De ce? Pentru că feedback-ul pe care l-a primit editura a fost de așa natură încât au grăbit ei demersul editorial. Ăsta este un lucru bun. Este primul volum de acest tip. E bine că apare scris de către cercetători din România, până și coperta pe care probabil că unul dintre dumneavoastră ați văzut-o a fost făcută la sugestia noastră. Am trimis o poză cu fregata Mărășești. Editura mea, având în portofoliu nicio imagine legată de Marea Neagră, strict cu referință la România. Ne-au prezentat niște imagini din Federația Rusă sau cu flota Federației Ruse sau cu flota Turciei. Din perspectiva aceasta am făcut un omagiu și bătrânei fregate Mărășești și apare pe coperta volumului nostru. Ce vreau să spun cu asta? Dincolo de zona academică și de prepararea volumului către spațiul occidental, către publicul occidental, am încercat să prezentăm și o perspectivă din România, relativ localizată. E o perspectivă care încearcă să pună pe harta preocupărilor occidentale și modul cum vede România Marea Neagră, într-un moment în care Marea Neagră, să fim foarte realiști, nu este neapărat preocuparea principală. Din păcate, Marea Neagră este zona pe care se scrie cel mai puțin, se vorbește cel mai puțin, are cele mai puține reviste, are cele mai puține, hai să zic așa, acumulări academice. Nu este neapărat cel mai bun lucru pe care l-am constatat. Ne-am uitat în comparație cu Marea Baltică. În Marea Baltică, practic, cărți, volume, articole despre Marea Baltică, conferințe apar anual. Faptul că o enciclopedie a Mării Negre apare în România în 2020 e bine, dar de fiecare dată, nu, trebuie să te întrebi, probabil că era mai bine să a fi apărut acum 10 ani, probabil că era mai bine să fie apărut în 2004, când a apărut prima carte dedicată Mării Negre, explicit Mării Negre, scrisă de un american, semnalând de fapt faptul că frontiera Atlantică a ajuns la Marea Neagră. Deci e un volum scris pentru publicul occidental, un volum care, sigur, cu toate limitările pe care am avut de spațiu, încearcă să pună ABC-ul acestei regiuni strategice, să o aducă cel puțin în toate bibliotecile occidentale. Și asta am reușit. Editura de la Cambridge face asta, duce acest volum în toate bibliotecile mari din zona academică sau chiar de decizie politică din lume. Și ăsta e un lucru bun. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun, iarăși foarte pe scurt, legat de acest volum, anticipând puțin ce am sugerat, e vorba de proiectele culturale și de modul în care cultura are sensul cel mai larg și modul cum România își prezintă sau își susține interesele, inclusiv pe această dimensiune. Marea Neagră, dar pot și fi altele. Pot fi și alte proiecte. Republica Moldova, de pildă. Același colectiv care a publicat enciclopedia Mării Negre, a publicat anul trecut, tot la Cambridge, singurul volum care s-a publicat în spațiul occidental dedicat 100 de ani de centenar românesc. A fost un volum pe care l-am lucrat la institut, l-am publicat în limba engleză și am fost foarte bucuroși că l-am publicat, pentru că, sincer, nu eram convinși că există interes pe această chestiune. Iată că a existat și ne-am inclus în portofoliu și acest lucru. Dar dincolo de asta este ideea pe care probabil că ar merita să o discutăm un pic mai apăsat, mai ales într-un cadru acesta în care suntem sub cupola, generic vorbind, Academiei Române, alături de reprezentanța Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanța prezidenției, este o idee pe care poate că ar trebui să o discutăm mai apăsat. Cum ne proiectăm în afară? Cum ne proiectăm în ceea ce se numește diplomația, ca să zic așa, publică, interesele și agenda? Suntem mult prea puțin prezenți decât ar trebui. Suntem totuși o națiune de 20 de milioane de oameni, nu avem 10 milioane cât vecinii noștri, dar prezența noastră, percepția pe harta mentală a Occidentului, că e vorba de politică, e vorba de zona culturală, nu e cea care trebuie să fie. Și lucrul ăsta a fost revelat de, inclusiv de cartea pe care o discutăm acum. Sigur că Marea Neagră este unul dintre subiecte. Și Marea Neagră este unul dintre subiecte care, vorba lui Hegel, bufnița Minervei zboară în amurg. Practic, am făcut o enciclopedie când interesul pentru Marea Neagră nu mai e ce a fost acum 10 ani. Dar, dincolo de Marea Neagră, pot să fie și alte zone. Balcanii, care e perspectiva românească asupra Balcanilor, perspectiva românească pe Republica Moldova și pe asta scriem și vorbim destul de puțin. Bătălia pentru a-ți impune agenda publică e reală și e vie. Sigur că noi avem un tip de pudibonderie din punctul ăsta de vedere. Am
trecut de la, înainte de 89, de la un Sergiu Nicolaescu și abordarea de tip Sergiu Nicolaescu la un Sergiu Nicolaescu cu semn schimbat. Facem la fel, dar pe dos. Ceea ce adulam, acum negăm, dar nu am găsit încă echilibru bun între cele două extreme. Opusul dragostei nu este ura, este indiferența, ca să zic așa. Deci, zona asta de echilibru nu avem. Nu îți poți imagina în România că poți să apară un film, că toți suntem aici cu domnul ambasador de față, cum ar fi Dunkirk, în 2017. La noi ar fi de neconceput o asemenea idee și o asemenea proiecție culturală. Dar poate că ar merita să facem un efort în direcția asta, ca lumea să știe un pic mai bine care sunt preocupările și agendele. Deci, dincolo, și cu asta mă opresc, dincolo de volumul în sine, pe care sigur că dumneavoastră îl puteți aprecia cel mai bine atunci când vă veți arunca ochii asupra lui, dar dincolo de volumul în sine, ideea de Marea Neagră, ideea de prezență românească în spațiul public, în diplomația publică, în diplomația militară, lucrurile acestea pot să fie poate susținute mai bine printr-un efort instituțional în care, sigur că Academia Română are și ar trebui să aibă un rol însemnat. Și ăsta a fost unul dintre demersurile pe care le-am făcut și acesta a fost unul dintre motoarele care ne-au condus către publicarea acestui volum. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență prestigioasă, onorantă pentru volum, pentru noi. Mulțumesc pentru cei care ați fost alături de noi și mulțumesc Academiei Române pentru generozitate. Domnule profesor, mulțumim, chiar mulțumim foarte mult, pentru că, desigur, fiind coordonator, inițiatorul și coordonatorul acestui volum, acestei apariții, care, după opinia noastră, este remarcabil și, după cum am văzut, nu suntem solitari în acest concept și abordare, punctele marcate de către dumneavoastră, cât că sunt esențiale, chiar dacă am citit cartea, trebuie să ținem cont de ele, pentru că știți ce ați vrut să spuneți, că ați reușit să spuneți, că ați reușit să relevați aspecte extrem de complexe, mai mult sau mai puțin controversate, interese, interacțiuni de mare anvergură, cu conotații geopolitice și nu numai, istorice. Deci acest volum, într-adevăr, trebuie studiat de mulți cei care vor să aibă opinii autorizate în domenii în care au generat poate uneori foarte multe suferințe și au lezat multe interese de natură morală și psihologică. Problema este că, sigur că este extrem de important și a rezultat din ceea ce a spus, că interlocutorul percepe ceea ce crezi tu că ești sau ceea ce crezi tu însuți că reprezinți. Pentru că n-are timp prea mult interlocutorul să te analizeze dacă nu te prezinți la nivelul și în măsura valorii și amplitudinii care ți-o asumi singur, nu te ia nimeni în seamă. Cred că de aici trebuie să învățăm multe și sugestiile dumneavoastră sunt marchează niște lecții. Sunt onorat să dau cuvântul acum distinsului ministru de externe al României, domnul Bogdan Aurescu. Vă rog, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră amabile. De asemenea, îi mulțumesc domnului profesor Dungaciu pentru invitație și vreau să-l felicit pentru munca pe care a depus-o în calitate de coordonator al acestui volum, dar în același timp vreau să felicit ansamblul echipei care a lucrat la fiecare din definițiile pe care le găsim în această enciclopedie și vreau să vă spun de la început că împărtășesc alături de dumneavoastră cele două convingeri care cred eu stau la baza acestui proiect editorial. În primul rând, faptul că geopolitica Mării Negre reprezintă un factor determinant pentru politica externă a României, fiind mai importantă decât oricând, în ciuda percepțiilor publice de aparentă lipsă de interes, pentru că, așa cum veți vedea în ceea ce voi spune mai departe, dacă se scrie relativ puțin în bibliografia de specialitate, asta nu înseamnă că importanța Mării Negre nu a crescut progresiv în ultimii ani. Și în al doilea rând, exact ceea ce ziceam mai devreme și spunea și profesorul Dungaciu, bibliografia de referință în domeniu este prea puțin dezvoltată.
Și această combinație de factori are efecte. Pe de o parte, am un subiect extrem de important pentru politica externă a României și nu numai, pentru ceea ce înseamnă politica de securitate a NATO în general, un subiect care crește în relevanță și pe agenda Uniunii Europene și pe agenda Statelor Unite ale Americii. Am, pe de altă parte, mai puține documente de tip academic care se ocupă de acest areal, ceea ce își produce, cum spuneam, anumite consecințe. De aceea consider că această enciclopedie este un pas extrem de necesar în direcția cea bună. Îmi doresc să-l văd continuat, aprofundat, mai ales în acele subiecte care au relevanță mai apropiată pentru interesele naționale ale României. Și în opinia mea, mai ales aceste subiecte trebuie să fie teme pentru cercetare sistematică, riguroasă în mediile academice românești. Și aici, cu siguranță, vom avea un parteneriat între Ministerul Afacerilor Externe și colectivul de autori al acestui volum, pentru că deja, așa cum se spune, în momentul în care o carte apare, deja trebuie să lucrăm pentru ediția următoare. Este un moment cum nu se poate mai potrivit, având în vedere faptul că în ultimii ani, cu o deloc neglijabilă contribuție din partea României și a diplomației române, regiunea, după cum ziceam, a beneficiat de o atenție tot mai crescută pe agenda Uniunii Europene, a NATO și a Statelor Unite, materializată prin multiple inițiative care au legătură cu această regiune. Multe dintre conceptele, instituțiile și inițiativele prezentate în volum au beneficiat de susținerea și de contribuția Ministerului Afacerilor Externe. Aș merge chiar mai departe și aș spune că o parte din conceptele care sunt abordate în această enciclopedie, inițiativele, instituțiile care sunt incluse aici, reprezintă idei și inițiative ale Ministerului Afacerilor Externe, chiar dacă acest lucru este cunoscut mai puțin de către publicul larg. Sau, în orice caz, au beneficiat de o susținere consistentă din partea diplomației române. Sigur, însă, este în mod natural ca analiștii să aibă o abordare de problematizare, o abordare critică asupra tuturor aspectelor, evoluțiilor, conceptelor și instituțiilor, iar prin natura profesiei diplomații trebuie să le promoveze în așa fel încât să se obțină rezultate bune, eficiente pentru obiectivele de politică externă ale statului respectiv în cauză România. De aceea sper să echilibrez cumva prin intervenția mea această balanță între analiză și acțiune. Aș da două exemple promemoria, diferite între ele, dar care sunt reprezentative pentru structurarea unor soluții și formate care sunt reflectate în această publicație și care au beneficiat de sprijinul diplomației române. De exemplu, în 2007, înființarea unei filiale a German Marshall Fund al Statelor Unite la București prin Black Sea Trust, demers care la momentul respectiv nu a fost deloc facil. Sau adoptarea tot în 2007 de către Uniunea Europeană a unei comunicări a Comisiei privind sinergia Mării Negre, sub președinția germană a Uniunii Europene, exact cum suntem și acum, la inițiativa României și cu eforturi diplomatice susținute. De fapt, Ministerul Afacerilor Externe este actor și în egală măsură susținător și parte interesată în demersurile de mai bună înțelegere a regiunii Mării Negre, pentru că evoluțiile din regiune au constituit întotdeauna o prioritate pentru activitatea noastră. Iar tematica Mării Negre rămâne, prin natura lucrurilor, o dimensiune definitorie, atemporală, aș spune, a profilului strategic al României. Realitățile geografiei strategice din prezent, dacă ne uităm la ceea ce reprezintă astăzi flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, care în partea sa de sud include regiunea Mării Negre. Interconectarea sau interconexiunea geopolitică și geoeconomică cu Mediterana de Est, cu Orientul Mijlociu, cu Caucazul de Sud, toate fac din Marea Neagră în continuare o parte dintr-un arc de instabilitate până la urmă, care preocupă și trebuie să preocupe în cel mai înalt grad și NATO și Uniunea Europeană. Acest arc de instabilitate este adesea alimentat, instrumentalizat,
de oponenții traseului nostru european și euroatlantic, ceea ce creează dificultăți și pentru partenerii noștri din regiune, partenerii noștri apropiați, care încearcă să obțină prin eforturi deseori, iarăși mai puțin cunoscute publicului larg, un viitor mai bun, mai prosper și mai european. De aceea, cred că este un obiectiv comun să insistăm prin demersurile noastre, prin munca noastră, atât diplomatică cât și academică, analitică, pentru confluențe regionale benefice, pentru cât mai mulți care să prevaleze asupra logicii de sumă nulă pe care deseori o întâlnim și care transpare de altfel din paginile enciclopediei. Momentul actual și complexitatea acestor conexiuni nu fac decât să crească mizele, să sporească imperativele politice și diplomatice. De la Minsk la Damasc vedem o serie de provocări persistente la adresa stabilității și securității regiunilor afectate. Avem o criză politică în Belarus, conflicte înghețate și reaprinse în funcție de context, adesea cu aceiași salvatori autoproclamați, cu obiective care nu sunt deloc aliniate cu ceea ce ne dorim noi, acutizarea unor diferende în Mediterana de Est, toate acestea au implicații asupra Mării Negre. Stabilitatea democratică, drepturile fundamentale ale cetățenilor, integritatea teritorială a statelor, securitatea, toate sunt amenințate de abordări care încalcă norme și principii de bază. În anul în care aniversăm 75 de ani de la fundarea Organizației Națiunilor Unite, nu putem să nu constatăm cum, sigur, în acest punct de intersecție a unor plăci geopolitice diverse, dar și pe un fond complicat de criza pandemică actuală, cresc riscurile care derivă din subminarea programatică uneori a dreptului internațional, a ordinii globale bazate pe reguli, a multilateralismului principial și eficient. Modul în care abordăm aceste provocări este, prin urmare, un element definitoriu pentru politica externă a României. Nu degeaba, la reuniunea anuală a diplomației române, am dedicat, de fapt, întregul concept al reuniunii analizei lecțiilor învățate în urma pandemiei și efectelor pe care pandemia le-a produs la nivel global în ceea ce privește accelerarea anumitor tendințe existente sau apariția unora noi. Una dintre concluziile pe care le-am avut în urma acestei dezbateri fiind aceea că România trebuie să continue să susțină în mod pragmatic, în mod sistematic, în mod programatic soluții fondate pe norme și practici de drept internațional și de ordine globală deja consacrate, să ne bazăm pe multilateralism, pe cooperare, pe dreptul internațional, pe formule deja testate, care ne ajută să ne atingem obiectivele și să continuăm să găsim noi formule care să ne permită coagularea energiilor pozitive din această regiune. Succesul acestui tip de abordare în spiritul și respectului, în spiritul respectului pentru cadrul multilateral și bazat pe reguli este evident și în direct contrast cu abordările unilaterale. Vă dau un exemplu din propria mea experiență profesională, și anume diferendul pe care România și Ucraina l-au avut pentru delimitarea platoului continental și zonelor economice exclusive în Marea Neagră, unde avem prin soluțiile obținute o dovadă că dacă folosim instrumente pașnice care ajută la soluționarea diferendelor prin mecanisme de drept internațional consacrate, putem să găsim soluții eficiente atunci când alte tipuri de abordări de natură politică sau de natură unilaterală nu dau rezultate. Pentru că beneficiul depășește chiar și dimensiunea bilaterală a unui astfel de caz, prin exemplu pe care îl oferă pentru modul în care se poate găsi o soluție pentru o problemă complicată într-o astfel de regiune care în sine este complicată. Instabilitatea, riscurile de securitate, amenințările, diferențele de viziune nu pot fi soluționate prin forță, pentru că acestea au costuri pe care părțile implicate și regiunea în ansamblu său nu și le pot permite. Marea Neagră are, sigur, din această perspectivă, așa cum rezultă din paginile enciclopediei, trăsături specifice.
care sunt definite de tot felul de elemente care s-au acumulat de-a lungul timpului. Unele mai vechi, cum este de pildă Convenția de la Montreux privind statutul strâmtorilor, unele mai noi care derivă din, de exemplu, tratatul privind forțele armate convenționale în Europa sau din alte documente care au consacrat măsuri de creștere a încrederii și securității în regiune, toate au creat, mă rog, și la acestea se mai pot adăuga și alte instituții și inițiative, proiecte regionale. Toate acestea conturează un regim specific pentru această regiune. Încălcarea sistematică a principiilor și normelor de drept aplicabile de către o țară riverană complică însă realitățile și pune în joc securitatea tuturor țărilor riverane, inclusiv cea a României. Și aici vorbim despre exemple pe care toată lumea le știe, de la criza georgiană, la anexarea ilegală a Crimeei, la diverse încălcări ale spațiului maritim sau aerian ale țărilor riverane sau, iată, acutizarea conflictului din Nagorno-Karabakh. Toate acestea sunt resimțite și mai acut în contextul global actual. Ca reacție la invadarea și anexarea peninsulei Crimeea, NATO a adoptat o postură de apărare și descurajare cu o prezență consolidată pe flancul estic, inclusiv cu o prezență înaintată la Marea Neagră, România fiind atât contributor cât și beneficiar al acesteia. Inclusiv datorită implicării și eforturilor României, în cadrul summitului NATO de la Varșovia din 2016, deci acum 4 ani, Alianța a transmis un mesaj politic clar, prin care s-a reconfirmat faptul că regiunea Mării Negre rămâne o componentă importantă a securității euroatlantice. Este o contribuție importantă pe care președintele României, domnul Klaus Iohannis, a avut-o în cadrul acelui summit, în pregătirea lui și în cadrul summitului propriu-zis. De asemenea, vreau să menționez adoptarea pachetului privind Marea Neagră anul trecut. Pachetul cuprinzător privind Marea Neagră, adoptat la reuniunea miniștrilor aliați de externe din aprilie 2019 de la Washington. Și nu vreau să uit să menționez aici faptul că în declarația comună din august 2019, pe care președintele României și președintele Statelor Unite au adoptat-o în cadrul vizitei președintelui Iohannis la Washington, se găsește o frază care este iarăși revelatoare pentru modul în care importanța securității Mării Negre o are și este percepută de către dimensiunea politică și de securitate a parteneriatului strategic cu Statele Unite. Acolo se vorbește despre faptul că Marea Neagră are o importanță strategică pentru securitatea transatlantică. Iată cum a crescut de-a lungul timpului, prin eforturi diplomatice consistente, importanța Mării Negre în percepția aliaților noștri. Vom continua, sigur, să susținem activ nu doar această dimensiune de securitate, avem și o dimensiune de interconectare economică, care duce la creșterea coeziunii în cadrul Uniunii Europene, la dezvoltarea economică a regiunii și la, evident, întărirea relației transatlantice. Mă refer aici la inițiativa celor trei mări, care, prin summitul de la București, găzduit de asemenea de președintele Iohannis în septembrie 2018, prin summitul de la București, această inițiativă a dobândit maturizare politică și conceptuală, precum și instrumente concrete de acțiune în vederea atingerii acestor obiective de interconectare regională, mai ales pe axa nord-sud. În materie de combatere a dezinformării, mă uit și la ceea ce face Uniunea Europeană. Mă uit la Stratcom Est, la EU versus Dezinfo, instrumente pe care Serviciul European de Acțiune Externă le folosește cu, dacă vreți, cu target pe această regiune, de unde vin cele mai importante provocări în materie de dezinformare și fake news. Prin urmare, România va continua să sprijine activ aceste eforturi aliate ale Uniunii Europene, ale partenerilor din vecinătate, în favoarea unei regiuni a Mării Negre cu o cooperare regională intensă, care să aducă beneficii politice și economice cetățenilor. Pentru că noi credem că este posibil să imaginăm și o astfel de perspectivă pozitivă, constructivă a dezvoltării regiunii. Sigur că pentru asta trebuie să folosim instrumentele pe care le avem deja și să încercăm să le îmbunătățim permanent. Mă refer la instrumentele pe care le avem în interiorul parteneriatului estic, în cadrul Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră,
a cărei președinție în acest an a deținut-o România și o să mă mai refer un pic la acest subiect, sau să ne uităm la ceea ce am obținut anul trecut, două instrumente foarte importante în timpul președinției României a Consiliului Uniunii Europene, și anume la Agenda Maritimă Comună pentru Marea Neagră și la Agenda Strategică de Cercetare și Inovare la Marea Neagră. Sunt două succese notabile ale României anul trecut, în 2019, în timpul președinției Consiliului Uniunii Europene. Sau putem să ne uităm în continuare și la o implementare mai substanțială a sinergiei Mării Negre, de la care cele două agende din 2019 de altfel se revendică. Rămâne de asemenea de o valoare specială și aportul societății civile, cum este cazul forumului ONG-urilor de la Marea Neagră, iarăși o inițiativă a Ministerului Român de Externe, care a fost sprijinită din primul an de Uniunea Europeană și de Black Sea Trust și care se bucură de continuitate din 2008, de la prima ediție și până în prezent. Nu vreau să uit aici să menționez și un instrument pe care noi nu l-am folosit, deși noi suntem cei care l-am inventat. Este vorba despre conceptul din 2015 pe care l-am propus și care se chema atunci când era în fază de proiect Security Trust, și care în comunicarea comună a înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate și a Comisiei din 16 noiembrie 2015 a dobândit denumirea de Thematic Frameworks, adică cadre tematice. Este o formulă de sau o propunere de platformă de cooperare și dialog regional pe teme neconflictuale, care să permită o mai bună interacțiune între statele riverane ale Mării Negre, de exemplu, sau putem să folosim acest concept și în alte zone de interes, acolo unde sunt conflicte sau diferențe notabile, pentru a încerca prin dialog să găsim formule de ieșire din impas. Referitor la Organizația Cooperării Economice a Mării Negre, vreau să spun că în calitate de președinție în exercițiu, pe 25 septembrie, în marja Adunării Generale ONU, am prezidat o reuniune informală a miniștrilor de externe din statele membre, care a urmărit, de fapt, să discute despre lecțiile învățate în urma pandemiei și modul de adaptare al statelor membre ale acestei organizații regionale la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ne-am concentrat asupra modalităților în care OCEM poate să răspundă pe dimensiunea regională de cooperare pentru gestionarea implicațiilor socioeconomice ale pandemiei. Fiind iarăși un bun prilej de a reconfirma interesul pentru acest areal, pentru această organizație, pe dimensiunea economică. De asemenea, trebuie spus aici ceea ce am mai amintit de-a lungul timpului, și anume faptul că dacă România în acest an a exercitat două mandate succesive ale acestei organizații ca președinție în exercițiu, asta se datorează faptului că am reușit să soluționăm o problemă pe care o avea această organizație în ce privește asumarea succesivă a președințiilor organizației. Era un blocaj din punctul ăsta de vedere. Am reușit să identificăm o soluție pachet care să fie acceptată de toată lumea și în felul acesta să deblocăm impasul instituțional. Vreau să închei prin a spune că această carte pe care astăzi o discutăm aici, deși nu este încă în materialitatea ei, în formă fizică, dar ea vă asigur că există pentru că am citit-o, face o trecere în revistă foarte importantă, aș spune o primă trecere în revistă a unui număr mare de evoluții relevante, de actori, de probleme, de formate, de inițiative. Și revin asupra ceea ce spuneam la început. Cu siguranță este un format care poate să fie îmbunătățit, poate să fie adus la zi. Avem deja o serie de sugestii pentru a doua ediție și sper că acest parteneriat pe care îl propunem să fie acceptat de către colectivul de autori. Nu am nicio îndoială însă că viitorul stabilității, securității și prosperității României și regiunii depinde inclusiv de efortul celor care se apleacă asupra dimensiunii teoretice și analitice. Chiar dacă deciziile politice au un alt traseu și un alt parcurs procedural de adoptare, uneori nu putem să vorbim
deschis la momentul la care facem toate demersurile diplomatice pe care le facem, însă vă asigur că în continuare Marea Neagră rămâne extrem de sus pe agenda de politică externă a României, ceea ce sper că am reușit să și demonstrez un pic prin inventarul foarte sumar de inițiative, de proiecte și de demersuri pe care le-am făcut, precum și rezultatele pe care le-am obținut în ultimii ani. Vom continua parteneriatul cu instituțiile academice, cu cercetătorii, vom continua acest exercițiu de reflecție prospectivă, care și pentru noi reprezintă, pentru Ministerul de Externe, pentru diplomație, un parteneriat extrem de profitabil. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule ministru Bogdan Aurescu, pentru incursiunea dumneavoastră în problematică atât de complexă, generată pe de o parte de cartea pe care o evocăm astăzi, de Enciclopedia Geopolitică a Marii Negre, dar și de ampla dumneavoastră de experiență, fiind dintre cele mai autorizate voci din arealul românesc să abordați astfel de probleme. Vă mulțumim încă o dată pentru sinteză, extrem de interesantă și instructivă pentru noi. Și aș vrea să subliniez că acest tip de sinteze, de opere, cu diverse conotații, istorice, politico-diplomatice, geopolitice, ale Institutului condus de profesorul Dan Dungaciu, de fapt se înscrie într-o serie. Se înscrie într-o serie și a generat multe aspecte de acest gen. Personal am o relație de cooperare și poate de amiciție cu domnia sa și mă onorează. De altă parte, Academia Română analizează și încearcă să identifice problematica societății românești. Problematica românilor pe diverse planuri. Problematicile astea sunt extrem de diverse. De altfel, însă structura Academiei Române pe 14 secții de specialitate care practic acoperă toate domeniile de interes național, științifice, istorice, psihologice, etc., economice și așa mai departe, are posibilitatea, deci, prin aceste structuri să abordeze competent, pe de o parte, nucleul dur al Academiei, adică membrii Academiei, dar și institutele, care sunt o forță de cercetare remarcabilă. Aceste institute sunt generatoare de valori, dar trebuie să le cauți, că ele nu sar din bibliotecă singure. Și trebuie identificate, citite, analizate, criticate, evaluate, etc. Recent a apărut, sub coordonarea secției de științe medicale, deocamdată eu sunt acolo la destinul acestei secții, monografia Pandemia COVID-19, 450 de pagini, a apărut la 2-3 luni de la declanșarea pandemiei. Importantă pentru școala medicală românească. Se constituie ca o operă a școlii medicale românești și un îndrumar al momentului. Un drumător competent științific. Vreau să zic că noi suntem prezenți. Nu cum zic unii că au adormit Academia Română și s-a trezit. Astăzi răutățile destul de comune și destul de simpliste ale unora care cred că sunt critici. Nu, critica se face de la alt nivel și de la altă anvergură. Aș vrea să îmi permiteți să am onoarea ca excelența sa, domnul ambasador Andrew Noble, ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei în România, să ne spună opiniile sale. Vă rog, domnule ambasador. Mr. Vice President, Minister of Foreign Affairs, Mr. Bogdan Aurescu, members of the Academy, ladies and gentlemen, I hope you won't mind if I speak in English rather than Romanian. I think it's important that not just Romanian speakers hear about this book and read it and take to heart its messages, and therefore I'm speaking in English. I hope you'll forgive me. This book is an important source for academics. It's an important source for foreign and security practitioners across the whole of our European and transatlantic geopolitical space. We need to remember the conflicts past and present, and the conflicts even of recent memory, which still influence the space in which we live.
the importance of the Black Sea for our communal collective security, stability and prosperity, it seems to me, cannot be overrated. The strategic context in which this book is appearing is increasingly complex, dynamic and competitive. Competitive not necessarily in the positive sense. We only have to look at the crises around us to appreciate this. And the old distinction between foreign and domestic issues is increasingly irrelevant. Disinformation is attacking our norms, as we've seen with a significant uptick in disinformation during the coronavirus crisis. Various players in the Black Sea region use an array of capabilities and have proven themselves willing to confront us at home and abroad. The Salisbury and Navalny cases are particularly important examples of this. Works such as this encyclopedia will help us to understand better and to respond to these complex challenges. In the United Kingdom, we feel there is a need to go even further than what the lessons of the past show to us. And we are concluding at the moment what we call our integrated review of security, defence, development and foreign policy, which aims to drive the conditions and tempo of strategic activity rather than simply being responsive. We know that in order for our values and our nations and our peoples to thrive, we need to be ahead of the game, not following it. We will maximise our advantages through an integrated approach across the British government, including the private sector, and crucially with our allies. And when we talk about our allies, we're not only talking about allies from 75 years ago, or 35, or 25. Allies such as Romania are absolutely vital to that collective solidarity. And I'm delighted to acknowledge in public that the proximity of an analysis of the Romanian and British governments could not be closer on these issues. We cooperate closely together. We're delighted to do so. Our cooperation is increasing. And we will this month receive a visit from a British naval ship at Constanza. Next year, we're preparing for the return of the Royal Air Force in Southern Corridor air policing. And our cooperation takes many other forms. We are practical together. Our academics and our practitioners talk increasingly. And this book, as a bilateral production, as a demonstration of that bilateral collaboration between researchers, analysts, translators even, and the Cambridge Scholars Publishing House, is very important indeed. Professor, you spoke about the need for clarity of leadership on this issue. Minister, I'm delighted to have the opportunity also to acknowledge in public how important we think the leadership is that the government of which you have been Foreign Minister for nearly a year has been in this important area. And we work with you in confidence about what we're doing and the way we're doing it, and we shall continue to do so. This book can help more people understand why the Black Sea is not a narrow regional issue. The sort of threats we face in the North Sea are exactly the same as the threats you face in the Black Sea. The Black Sea has all of the difficulties of proximity and the risks are very clearly to be seen, but they are risks also to my country, to the rest of our alliance, and to the rest of the world as it looks through our values and our principles. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador Andrew Noblum. Comentariile și analiza dumneavoastră sunt importante, opiniile dumneavoastră sunt importante pentru noi.
le reținem, le analizăm și vă mulțumim încă o dată pentru eleganța și generozitatea dumneavoastră. Permiteți-mi să dau cuvântul acum consilierului de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale a Administrației Prezidențiale, distinsul domn Constantin Enescu. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Sărbuna, bună dimineața. Mulțumesc și eu pentru invitația pe care am primit-o de a participa la acest remarcabil eveniment, poate de diplomație culturală, dacă putem să fim mai generoși. Cred că e de două ori remarcabil. În primul rând pentru că a apărut enciclopedia și în al doilea rând pentru că ea a fost publicată la Cambridge. Apropo, dacă tot ați ales această editura a acestei universități prăfuite, de ce nu v-ați dus la Oxford, care era prima? E o problemă pe care ar trebui să o rezolvăm, cred. Mi-aduc aminte, într-o paranteză, prima mea ieșire de tot din țară în 1991, în ianuarie, m-a dus în Anglia și pentru altele am ajuns și la Cambridge. La Cambridge am ajuns seara târziu, putea ceva în aer și nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Abia a doua zi, după ce am vizitat, am realizat că așa miroase istorie. Marea Neagră. Marea Neagră, lac rusesc, lac ruso-turc, cel mai bun prieten al românului. Domnul profesor Dan Dungaciu spune că este necunoscutul de lângă noi în prefața cărții. Necunoscut probabil pentru noi restul, că pentru cei care au scris enciclopedia pare a fi foarte cunoscută. Eu am totuși o altă părere. Eu cred că poate și datorită formei, Marea Neagră e un cartof fierbinte pentru noi, pentru români. Am fost dăruiți de Dumnezeu cu mare și nu prea știm ce să facem cu ea. E adevărat că și zona este foarte complicată. Dacă mi-aduc aminte, Mackinder, până în 1904 sau 1905, nu mai țin minte exact, spunea că estul Europei, din care evident că Marea Neagră face parte, este secretul pentru pivotul. Who rules East Europe commands Herland. Bănuiesc că nu s-au schimbat prea multe lucruri de atunci până acum. E un loc comun să spui că Marea Neagră este plină de conflicte înghețate, n-are sens să le mai pomenim, de războaie hibride. De tot ce înseamnă conflict hibrid, vreau doar să dau câteva exemple complet aleatorii și nicio ordine cronologică. O să încep cu cel mai recent. În Georgia, de exemplu, s-a aflat că Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari finanțatori locuri de campare pentru refugiați, lucru care nu există în Georgia. Dar, în orice caz, a fost o propagandă masivă în Georgia pentru a le demonstra georgienilor ce face de fapt Uniunea Europeană și ce vrea să facă vestul în general din biata țară. De Donbass și de Crimea s-a pomenit, oricum mie mi se pare că totuși a fost cam palidă replica dată acestei agresiuni. Cred că nimeni nu-și mai aduce aminte de Pungești aici. Pungești, eu nu știu, apropo, dacă știe cineva unde s-a dus fundația, ONG-ul bulgăresc care s-a opus extracției și de asemenea, domnul profesor dumneavoastră care știți mai bine Moldova, mai există Partidul Ecologist în Moldova, cel care s-a bătut cu pumnul în piept ca să prezerveze rezervele, frumusețile Moldovei. Toate astea sunt niște exemple perfecte de ceea ce înseamnă hibridul, și anume exploatarea vulnerabilităților unui sistem sau unei societăți. Exact asta se face aici. De fapt, marea problemă în această zonă este vulnerabilitatea ei per se. În carte, energia ocupă un loc important. Dați-mi voie să aduc și un nucleu în plus la
ceea ce înseamnă energie, la subiectul energiei din zona Mării Negre. Acuiu, centrală nucleară electrică în Turcia, Belene în Bulgaria, și vorbesc doar de proiecte noi, Pax, niciodată n-am știut cum se pronunță în maghiară, Pax. Toate astea sunt pe lângă ele Cernavodă. Deci, trei sferturi din aproape 25 sau 30%, în Ungaria chiar e mai mult, aproape 50% din producția de energie electrică este făcută cu tehnologie rusească. Despre asta vorbim aici, în zona Mării Negre, de fapt. Ca să fie o complicătură mai mare, avem noi adepții, pardon, că nu sunt adepții ai Montrealului, respectiv China, care este super implicată în zonă, doar ca să complice puțin lucrurile. Ce s-a făcut până acum? Eu cred că s-a făcut foarte mult. Domnul ministru deja a vorbit de niște realizări, pe lângă ele aș mai adăuga, de exemplu, trilaterala Polonia-Turcia-România sau B9, care este dedicat exclusiv chestiunii de securitate în această zonă. Dar, ca să nu mai vorbim de stradăniile remarcabile ale armatei române, care, iată, pe bună dreptate, încearcă să pună România și zona pe prima linie a NATO, inclusiv prin comandamentul regional pe care NATO le va deschide în curând în România. Dar pare că nu este de ajuns. Greutatea specifică, se pare că e o diferență de greutate specifică dacă te compari cu ce reușesc să facă balticii, inclusiv din punct de vedere academic, nu este comparabil cu ceea ce reușim noi să facem. Și cred că nu reușim noi să facem din cauza că până la urmă ești important în măsura importanței pe care ți-o acorzi. Senzația mea că uneori nu ne acordăm importanța pe care cred că ar merita-o. Și vă dau un singur exemplu. Este vorba de Constanța. Portul Constanța, care a fost lăsat de dezvoltator, ca să folosesc aici o sintagmă a unui prieten de-al meu nostalgic, dacă nu mă înșel, era primul port din Marea Neagră. Mă îndoiesc că în ultimii 30 de ani am reușit să facem investiții remarcabile din punct de vedere al dezvoltării portului și cred că prin asta i-am ajutat pe unii și pe alții să ne depășească sau măcar să fie cât mai aproape de noi. Lăsând la o parte de vechea poveste că noi nu ne vindem țara. Personal, cred că rezolvarea problemei este într-o chestie care ar putea să sune banal. Chestia care înseamnă interese și valori. O să pun interesele pe primul loc pentru că senzația mea că trăim într-o lume mai degrabă mercantilă decât pragmatică, dar e o chestie personală. Deci cred că avem ceva de făcut în energie, în tehnologie și mai avem ceva de făcut într-o anumită balansare a investițiilor în partea asta de lume. Dacă ne uităm la singurul exemplu pe care l-am dat cu tehnologia pentru energia nucleară, care aduce cu ea și sub investiții majore, pentru că se fac de fapt cu fonduri din Rusia, și compari cu investițiile americane în zonă, din câte mi-aduc aminte acum câțiva ani erau la $1,000 investiții, la $10,000 investiții în lume, un dolar ajungea în zona asta, avem și răspunsul la semnificația consistentă, nu numai geostrategică a Mării Negre.
Iar la valori, cred că Huntington a avut dreptate, numai că nu erau carpații, era Marea Neagră, vreo diferență de 500 de kilometri, și doi, nu erau numai civilizații generate de credință, ci cred că linia pe care a pomenit-o și domnul ministru, Minsk-Bosfor, este de fapt, și care trece evident pe Marea Neagră, este de fapt separația între civilizația democrației și autocrație, care folosește democrația doar pe post de scuză. Ce ar putea să facem? Multe lucruri, pentru asta înseamnă alt eveniment. În orice caz, pe lângă admirabila realizarea enciclopediei, cred că deja guvernul României va cumpăra multe din exemplare și va, dacă nu a făcut-o deja, le va face cadou pentru toți interlocutorii noștri, eventual poate cere o nouă ediție. Și bănuiesc că asta este doar începutul, pe care încă o dată cu toată bucuria îl salut. Mulțumesc mult. Domnule consilier de stat Constantin Dudu Ionescu, mulțumim foarte mult pentru abordările noastre. Această analiză critică ne face bine. Mai o analiză atunci. Da, analiza a fost puțin așa. Ați pasat diverse probleme în zonele destul de critice și ne-ați demonstrat că, de fapt, comportamental suntem ceea ce credem că suntem. Dacă așa atât ne credem și atâta considerăm că trebuie să facem sau să arătăm, acolo rămâne. Nimeni nu se va face efortul să ne ridice din diverse unghiuri de vedere. De care vreți dumneavoastră? Diplomatic, militar, științific, cultural. Nu. Efortul e intrinsec. E sau nu e? E sau nu e eficient? E sau nu e prezent? Mulțumim, domnule consilier de stat, și vă asigur că personal l-am receptat foarte atent ceea ce ați spus. Sper să recepteze și altă lume. Acum o să dăm cuvântul domnului ambasador Dan Mihalache, ambasadorul nostru extraordinar și plenipotențiar în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Este online, este de la distanță. Sper că avem conexiunea, da? Nu știu cu ei, că aici eu tot eu sunt doar prezentator. Asta am înțeles. Puteți să luați cuvântul dumneavoastră? Domnule vicepreședinte Răzvan Todorescu, vă rog să aveți cuvântul în numele dumneavoastră, pentru că vă cunoaștem prea bine ca să puteți substitui. Le văd că a apărut cineva. Doilea unghi de vedere, faptul că până la urmă a discutat despre Marea Neagră înseamnă și a recalibrat cumva mesaj politic și a redirecționat atenția spre o zonă care poate să fie extrem de complicat în aceste timpuri. Vedem că există o tectonică, arhitectura mișcărilor politice, care poate să facă Marea Neagră un pic un subiect periferic într-o dinamică ce implică alți actori internaționali. Și atunci a recalibra cumva, a repune atenția pe Marea Neagră, mi se pare un demers extrem de important și
util. Până la urmă, Marea Neagră este o resursă importantă pentru geopolitica europeană, poate uneori o resursă insuficient valorizată și insuficient valorificată, dar rămâne o întrebare pentru viitor, cum această resursă poate să fie revalorizată și redimensionată și, până la urmă, va trebui să venim și la istorie. Istoria ne-a învățat că atunci când Marea Neagră nu beneficiază de suficientă atenție, lucrurile se întâmplă într-un mod foarte mecanic, ca să spun așa. Probabil cei care înțeleg vor descifra acest mesaj. Aș vrea ca pe viitor o asemenea mecanică să nu se repete, cel puțin în ceea ce privește România și Marea Neagră. Mulțumim foarte mult domnului ambasador Dan Halaiche pentru mesajul domniei sale și îl asigurăm că am receptat caracteristica și implicațiile acestui mesaj. Mulțumim mult! Am onoarea de data asta, la modul sigur și cert, dar nimic nu e cert în lumea asta. Domnul academician Răzvan Tudorescu este vicepreședinte al Academiei Române. Îl rugăm să aibă cuvântul. Vă mulțumesc, domnule coleg, domnule ambasador, domnule consilier, domnule profesor Dungaciu. În momentul în care mi-ați adus volumul, m-am gândit la un lucru care este aproape simbolic. În literatura română, cel care a scris cel mai mult despre Marea Neagră este fiul, tragicul fiu al celui al cui nume îl are institutul nostru, Gheorghe Brătianu, legat de Ionel Brătianu. E o legătură simbolică și ea întărește într-un fel pentru noi, pentru lumea academică, prestigiul lucrării dumneavoastră. Sigur este că această zona Mării Negre aparține, să nu uităm, legat de Uniunea Europeană, aparține acelei axe euro-mediteraneene care, împreună cu axa euroatlantică, formează, de fapt, structura Uniunii noastre. Ori, în această axă euro-mediteraneană sunt două mări care sunt înrudite și politic acum, domnul Aurescu amintea inițiativa celor trei mări, nu? Baltica, Adriatica, Marea Neagră. Eu vă vorbesc acum de legătura pe care o are cu Adriatica. Pe de-o parte, profesorul lui George Brătianu, Nicolae Iorga, în chiar anul morții lui, în 1940, într-un articol care pentru mulți dintre noi este profetic, ce este Sud-Estul European, vorbește de cele două perspective ale Sud-Estului European, perspectiva pontică și perspectiva adriatică. Cam în aceeași vreme, unul dintre mari, dintre foarte mari geopoliticieni care a pătimit pe nedrept după război, Rupert von Schumacher, a fost o idee întreagă că școala de la München a lui Schumacher și a celorlalți era nazistă, n-avea nicio legătură cu naziștii, dar din cauza asta și angloamericanii
și sovieticii au proclamat geopolitica o știință imperialistă. Rupert von Schumacher spunea și dădea cea mai frumoasă definiție a acestui sud-est al Europei. Este partea de pământ european cuprinsă între punctul cel mai nordic al Mării Adriatice, Trieste, și punctul cel mai nordic al Mării Negre, Odessa. Prin aceasta, de-al minter, sudul Ucrainei, ca și Republica Moldova, fac parte din acest sud-est european. Eu, în calitatea mea, care o aveam și acum 20 de ani, o am și acum, de secretar general al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene, am organizat, acum 18 ani, cu regretata mea colegă, Zoe Petre, o dezbatere în care lucrurile stăteau cu totul altfel decât stau astăzi. Nu vorbeam despre spațiul Adriatic, vecin sud-estului și înrudit într-un fel cu Marea Neagră, vorbeam chiar despre Marea Neagră și discutam despre o posibilă civilizație ponto-caucaziană. Era momentul în care Consiliul Europei, dacă țineți minte, proclamase că Azerbaidjanul, Armenia și Georgia sunt extremele Europei. Era un moment de beatitudine politică. Astăzi el este cu totul alt. Astăzi comunitatea care era atunci comunitatea Mării Negre este un eșec. Singurul ei rezultat e aceea că cei doi mari jucători demografici și politici din afara Uniunii Europene, Rusia și Turcia, își au cuvântul lor și, așa cum a arătat și domnul consilier foarte bine, Rusia își are cuvântul pe care îl are, iar pe de altă parte toate celelalte lucruri care trebuiau să fie legătura cu Georgia, legătura cu lumea caspică, legătura chiar cu fostele republici turcofone ale Uniunii Sovietice, toate lucrurile astea astăzi apar cu totul altfel. Sunt o zonă, zona pontică este o zonă incendiată și incendiatoare care nu seamănă cu ce era acum 20 de ani. Eu cred că ceea ce ați făcut dumneavoastră, adaug cu un capitol extrem de important și vă felicit pentru el, geopolitica ortodoxiei, tot mai puțin, pentru că și lumea occidentală, trebuie să recunoaștem, cunoaște foarte puțin dinamica confesiunilor și a religiilor și rolul lor în politică. Atunci când la politologii de la Harvard au vorbit despre acel sindrom al țărilor înrudite, the King Country Syndrome, chiar universitățile americane au luat puțin în derâdere punctul de vedere acela de la Harvard. Și după aceea a venit bomboana pe colivă, ca să spun așa, nu? Momentul iugoslav cu Muntenegru și Serbia sprijinite de Yeltsin, cu Croația și Slovenia sprijinite de Vatican, de Germania și de Austria, și cu cei din Bosnia și Herțegovina, musulmanii de acolo sprijiniți de sumiți și de șiiți deopotrivă. Ortodoxia ca atare merită o cercetare adâncită și dumneavoastră o inițiați acum și poate în viitor, domnul profesor Dungaciu, cu Academia facem ceva din acest punct de vedere al geopoliticii religioase și în special al celei ortodoxe. Eu colegial vă felicit pentru ce ați făcut și revin la simbolica George Brătianu, Ion Brătianu și
ceea ce urmează. Domnule academician Răzvan Teodorescu, mulțumim foarte mult, la modul cel mai sincer. Am receptat o ofertă viitoare editorială, într-o parte interesantă. Chiar vă felicit pentru inițiativă. E ca și începută. Când vorbiți și evocați aspecte istorice, domnule academician, nu v-am spus-o niciodată, eu mărturisesc, e o confidență, aude cineva, nu? Dați senzația de istorie trăită, vă asumați intelectual și poate și psihic. E foarte interesant. Mesajele dumneavoastră conving și vă mulțumim sincer. Este extrem de interesant și cred că asta e una din marile dumneavoastră calități, că aveți multe. Mulțumim. Domnilor și domnilor, distinsă audiență, trebuie să recunoaștem că am participat la un eveniment de o conotație cu totul specială. E vorba de o operă a Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, o operă coordonată de profesorul Dan Dungaciu, unul din oamenii eficienți care fac și știu să facă și duc lucrurile la capăt. Am asistat la comentarii și mesaje deosebit de interesante. S-au generat perspective, s-au generat trenduri, potențial de realizări. Vă mulțumesc dumneavoastră, distinși invitați, domnule ambasador, domnule consilier prezidențial, domnul ministru a plecat. Vă mulțumesc tuturor celor de față și vă asigur de respectul nostru. Vă aștept înainte și în continuare cu cea mai mare plăcere să vă salutăm și să vă revedem și să producem împreună valori. Vă mulțumim!